Nimfele Dacei nu vin din Roma, Olimp sau din Grecia antică, ci își au originile în Zalău, iar de aici pleacă în întreaga lume pentru a duce cântecul și dansul antic al dacilor în era actuală. Nimfele Daciei vin de la Zalău și sunt un grup de dans care evocă atmosfera antichității din Dacia Carpatica. Prin dans și teatru, grupul contribuie la promovarea sitului arheologic de la Porolisum și a Festivalului Roman de la Zalău. Fetele participă an de an la Festivalul Natal din Roma, precum și în alte festivaluri și proiecte importante. Cât despre costumele lor, putem spune că respectă întru totul vestimentația femeilor dace, așa cum e evidențiată cel puțin pe columna lui Traian. Aceste veșminte erau făcute din fibre naturale de origine animală sau vegetală. Importantă e și muzica lor, care o respectă pe cea din antichitate, care avea maximum 4 sunete culese din folclorul românesc. Cât despre dansuri, ele sunt inspirate de dansurile populare românești și din aria locuită în antichitate de triburi din Azerbaijan. Tinerele care își doresc să devină zâne sau nimfe și să învețe aspecte definitorii ale antichității se pot alătura grupului de nimfe coordonate de Roxana Câmpian, una dintre fondatoarele grupului. Cele mai mici ca vârstă fete cu care am colaborat au fost fete de clasa 6-a. Unele dintre ele au venit toți anii fără întrerupere până când au terminat liceul. El începe pregătirile din clasa 6-a-7-a și de îndată ce își însușesc coreografiile, pot să ne însoțească în spectacole. Odată cu implicarea în această trupă, fetelor le sunt dezvoltate anumite valențe artistice care le ajută în identificarea unei viitoare cariere. Este important ca toți zăloanii să știe că există așa ceva în Zalău, că este o opțiune pentru copiii lor, că pot să vină aici, iată ce facem, iată ce învață, iată în ce festivaluri pot să au șansa să participe. Legat de partea profesională, multe fete venind în această trupă și-au descoperit valențe artistice și au putut să le exercite. Sunt fete care merg la Facultatea de Televiziune în București, care s-au orientat spre mass media. Deci este un loc unde copiii pot să își descopere talente, au șansa să... Nu este un teatru, să zic așa, profesionist, dar este o pepinieră, un loc unde copiii pot să învețe lucruri și poate își găsesc o orientare profesională. De ce nu? Fetele care fac parte din trupă participă frecvent la festivaluri de profil din țară și străinătate. Ultima participare a fost la Festivalul Natal din Roma, cel mai mare festival de reconstituire istorică din Europa, unde s-au bucurat de aprecierea publicului spectator.